Manageri de instituții reconfirmați de Consiliul Județean Botoșani. În ședința ordinară a Consiliului Județean de miercuri au fost aprobate rezultatele finale obținute în urma procedurii speciale de analiză a noilor proiecte de management depuse de candidații la funcțiile de conducere a unor instituții publice de cultură. Astfel, Dan Doboș a obținut nota 10 și rămâne pe postul de manager al Orchestrei Populare Rapsozii Botoșanilor și Liviu Andronic, tot cu nota 10, rămâne manager la Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani. Și Cornelia Viziteu a fost confirmată pe postul de manager la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu după ce a obținut nota 9,93. Aprobarea finală, o notă mai mare de 9 de la Orchestra Populară de la Botoșani, Școala Populară de Arte și Meserii Botoșani și Biblioteca Județeană Mihai Eminescu Botoșani. De asemenea, se supun aprobării proiectului de management câștigătoare pentru ocuparea postului de manager la cele trei instituții de cultură, urmând ca la data semnării contractului de management să încerceze internatul actual. Până la votul dat de consilierii județeni, cei trei au fost interimari pe posturile de manageri a instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani. Deși a obținut la evaluarea finală notă peste 9, managerul Memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, Miluță Jijie, nu a depus un nou proiect de management în termenul stabilit, prin urmare, comisia nu a putut lua o decizie până la ședința Consiliului Județean de miercuri.